Care sunt concluziile după aceste două zile de summit, summit-ul Da, Ieri am intervenit în reuniunea plenară în care s-a dezbătut mai ales despre chestiunea legată de conectivitate, conectivitate între Europa și Asia în sens larg. Eu am insistat pe nevoia de corelare și de coordonare pe diferitele acorduri legate de conectivitate, atât pe partea de hard- m-ar veni deci, infrastructura de transport în general, de care România este interesată, și transport rutier, și transport maritim, transport aerian. Am insistat pe faptul că uh, România în Europa de Sud-Est poate să fie un punct nodal de transport, dat fiind faptul că are ieșire la Marea Neagră, că putem reactiva anumite conexiuni cu Asia Centrală și cu apoi cu tot continentul asiatic. Datorită Dunării putem asigura transportul mărfurilor care ajungă prin Marea Neagră, în portul Constanța, spre uh, toată Europa. Și deci am uh, exprimat disponibilitatea României de a se implica în astfel de proiecte. De altfel, noi am început deja discuții bilaterale cu țări riverane, Mării Negre, Mării Caspice și cu țări din Asia centrale pe acest subiect. Dar uh, conectivitate înseamnă mai mult decât infrastructură de transport, înseamnă și uh, uh, internet înseamnă și facilitarea contactelor între cetățeni, între popoare, înseamnă dezvoltarea turismului și aici astfel de reuniuni informale pot să fie foarte utile pentru a gândi, pentru a pune la punct programe care să meargă dincolo de un continent sau de altul. Astăzi în discuțiile informale pe care le-am avut, așa numitul retreat în care se întâlnesc doar șefii de stat și de guvern participanți, șefii de delegații, în care s-au discutat despre chestiuni care preocupă uh, cele două continente, sigur că aceste două zile de reuniuni au fost marcate de evenimentele din Franța și în consecință s-a discutat și despre modul în care să abordăm terorismul cu niște mecanisme mai clare și mai ferme decât declarațiile politice. S-au făcut și declarații politice și de altfel a existat o declarație a liderilor care au participat la acest summit legat de evenimentele din Franța, dar și din alte părți din lume unde au avut loc atentate în ultima perioadă. Iar astăzi, la discuția informală pe care am avut-o, eu am reiterat un punct de vedere al României, o propunere a României împreună cu Spania, de altfel. Uh, să trecem, să mergem dincolo de declarațiile politice și să găsim mijloace prin care să întărim capacitatea comunității internaționale de a reacționa în astfel de situații. Uh, noi am propus crearea unui tribunal internațional uh, împotriva terorismului în care să fie tratate și judecate astfel de situații pentru a da un mesaj clar uh, că se poate acționa la nivel uh, multilateral și folosind uh, ele, instrumente mai puternice decât declarațiile politice, instrumente uh, juridice. Uh, și am primit mai multe semnale de uh, susținere, am văzut o uh, idee similară de a acționa la nivel juridic internațional venită și din partea Indiei. Uh, am avut o discuție de altfel informală cu uh, vicepreședintele Indiei, care a reprezentat India la acest... Uh, summit și am convenit să ne coordonăm în perioada următoare la nivel internațional pe acest subiect, sigur împreună cu Spania, cu care am fost de altfel inițiatorii acestei uh, idei. Dincolo de discuțiile din uh, plen, am avut mai multe uh, întâlniri bilaterale cu uh, președintele Elveției, cu uh, președintele Comisiei uh, Europene dar și cu uh, mai mulți prim-ministri, cu uh, prim-ministrul uh, chinez, cu prim-ministrul uh, din Mongolia, care tocmai a fost uh, numit, cu prim-ministrul din Kazahstan, cu uh, prim-ministrul din Singapore și cu doamna prim-ministru din uh, Polonia, în care am discutat mai ales uh, chestiuni legate de relațiile uh, bilaterale. Și dincolo de aceste întâlniri bilaterale am avut mai multe întâlniri informale, mai multe discuții informale, să spun, cu premierul olandez, Mark Rutte, cu premierul Betel, cu premierul din Luxemburg, cu premierul Medvedev, cu care am fost vecin de masă, de altfel, la întâlniri și am discutat, inclusiv legat de relațiile bilaterale, dar și cu președintele Consiliului European, cu președintele Tusk, cu secretarul general ASEAN și cu prim-ministru Maltez, Malta urmând să preia președinția Consiliului Unii Europene anul viitor. Am discutat și cu președintele în exercițiu al Consiliului, cu premierul slovac, care e foarte probabil de altfel ca până la sfârșitul anului să vină în vizită în România.